Bună ziua! Mă bucur că mă aflu aici, în fața dumneavoastră, dragi elevi și nu numai, în acest interesant proiect prin care încercăm, împreună cu alți colegi și cu dumneavoastră, cei care ne urmăriți, să reducem pe cât posibil efectele pandemiei, efectele negative ale pandemiei, care ne-a forțat, practic, să trecem de la o școală fizică la o școală online. Eu mă numesc Gabriel Cimpoieșu, sunt profesor de geografie la Colegiul Național Mihai Eminescu și la Colegiul Tehnic Gheorghe Asache din Botoșani și rolul meu aici, în fața dumneavoastră, este să încerc prin aceste mijloace să vă îndrum spre niște pași care să vă conducă la examene de nota 10. Nu numai la geografie, evident, că din acest punct de vedere putem considera geografia un exemplu de disciplină care să interacționeze și cu altele, fie că împrumută dând în altă parte, fie că reușește să acapareze informație și, de ce nu, competențe din alte discipline. În ceea ce privește geografia, poate că nu mulți dintre dumneavoastră, dragi elevi, reușiți să, sau ați fost, ați putut să o alegeți pentru bacalaureat, din mai multe motive. Unul dintre ele este specializarea pe care o aveți. Dar în ceea ce ne privește pe noi, aici, ca profesori, vom încerca să vă conducem spre aceleași rezultate care au fost de-a lungul timpului la geografie. Adică examene de nota maximă, nota 10, chiar dacă nu toată lumea are nevoie de nota cea mai mare, în principiu, cu cât ne propunem mai mult, cu atât obținem mai mult. Trecând la geografia de clasa a 12-a, cea care vă ajută sau nu vă ajută, depinde cum doriți dumneavoastră să percepeți lucrurile, să luați o notă mare la bacalaureat. Ea se numește Europa, Uniunea Europeană și România, probleme fundamentale. Este important de început cu un detaliu foarte mic, dar care s-ar putea să bucure pe foarte mulți, în sensul că în clasa a 6-a s-a discutat la școală despre geografia Europei. În clasa a 8-a, aceeași geografie vă prezenta o geografie a României. Aceste detalii pe care cândva le-ați studiat și ați pus bazele geografiei în gimnaziu, se regăsesc și anul acesta, la final de clasa a 12-a, când veți da examenul de bacalaureat. Pentru început, este foarte important de a cunoaște programa examenului de bacalaureat. Poate că deja foarte mulți dintre voi ați răsfoit cele două pagini destinate acestui fapt, dar încerc pe cât posibil să vă readuc aminte de ceea ce înseamnă programă școlară pentru bacalaureat la disciplina geografie. Poate că anumite competențe de evaluat nu sunt atât de interesante pentru elevi. Nu știu cât de mulți elevi au verificat competențele mai mult decât conținuturile. Dar tipurile de subiecte pentru bacalaureat sunt fabricate, sunt construite în așa fel încât itemii să răspundă unor competențe pe care elevii le-au dobândit în timpul școlii. Așadar, în ceea ce privește geografia de clasa a 12-a, trei mari capitole sunt destinate acesteia. Primul, Europa și România, câteva elemente geografice de bază, care conține
o prezentare importantă a spațiului românesc și a spațiului european, pentru că este normal să cunoaștem tema principală și spațiul unde încadrăm aceste teme în ceea ce privește geografia de discutat pentru bacalaureat. Apoi câteva elemente fizico-geografice legate de spațiul amintit, România și Europa, despre relief, despre climă, despre ape, despre învelișul biopedogeografic, vegetație, faună, soluri, evident despre resurse naturale. Și o altă parte legat de elementele de geografie umană ale României și ale Europei, și anume populația și caracteristicile ei geodemografice, orașele Europei și ale României, activitățile economice, câteva caracteristici generale, și a nu se uita că e foarte important și vom mai reveni în perioada următoare, harta politică a Europei. Ar trebui să cunoașteți foarte bine localizarea pe hartă a statelor Europei și capitalele acestora. Când vom discuta despre modelele de subiecte, vă voi îndruma spre acest detaliu. Evident că trebuie să aveți în vedere și câteva state ale Europei. Așa cum în clasa a șasea începeați studiul geografiei continentelor și în clasa a 12-a se merge pe aceeași idee. Statele vecine cu România, un studiu puțin mai în detaliu decât până la momentul respectiv, și de ce nu câteva state care aparțin din Uniunea Europeană, 8 la număr, care sunt trecute în programa școlar pentru bacalaureat. În ceea ce privește alte detalii, le vom mai discuta pe parcurs atunci când vom avea la dispoziție alte lecții despre sau pentru geografie. Ceea ce am propus ca să discut cu dumneavoastră astăzi se referă la spațiul românesc și spațiul european. Pentru a putea percepe mai bine spațiul destinat detaliilor de discuție sau tematicii pentru bacalaureat. În ceea ce privește Europa, așa cum bine știți, din clasele mai mici și de ce nu, poate nu numai de la geografie, este un continent mic ca suprafață, puțin peste 10 milioane de kilometri pătrați, doar 7% din uscatul planetei, penultimul continent ca suprafață de pe glob. Se prezintă ca un leagăn al unor vechi civilizații, greacă, romană, și actualmente numără puțin sau în jur de 740 de milioane de locuitori, al treilea continent la nivel mondial, să spunem vreo cam 12% din populația totală a planetei. Densitatea medie, făcând un calcul, este peste media mondială, undeva la 73-74 de locuitori pe kilometru pătrat. Însă, în ceea ce privește populația urbană, deține locul întâi, peste 70% din populația Europei trăiește în mediul urban. După cum se poate vedea și din imaginea de pe ecran, conturul acestui continent, care se prezintă practic ca o peninsulă a continentului asiatic, este sinuos. Având o lungime a țărmurilor de peste 80.000 de kilometri. Relieful este complex, de la câmpii până la munți înalți, cu altitudini
care coboară chiar sub nivelul mării, minus 28 de metri în câmpia precaspică și minus 20 de metri în polderele olandeze în nord-vestul continentului european. Dar și înălțimi care depășesc 5642 de metri, dacă suntem printre cei care consideră munții Caucaz ca fiind, făcând parte din Europa, dacă am considera munții Caucaz situați pe continentul asiatic, atunci este clar că înălțimea maximă se întâlnește în munții Alpi, 4807 metri în masivul Mont Blanc din Franța. Clima care predomină este cea temperată, cu condiții foarte bune de locuire. La fel, rețeaua hidrografică bogată și variabilă. În ceea ce privește învelișul biopedogeografic este și el foarte variat, dar aceste detalii le vom discuta mai în detaliu în lecțiile următoare. În ceea ce privește limitele acestui continent, părțile nordice, vestice și sudice sunt bine observate, se pot observa foarte bine. Și anume, Oceanul Arctic s-a înghețat în partea nordică, Oceanul Atlantic în partea vestică și Marea Mediterană în partea sudică. Și așa cum spuneam, făcând parte, să spunem, despre Europa ca o peninsulă a Asiei, s-a convenit ca limita între cele două continente să fie naturală pe linia munților Ural, râului Ural, a Mării Caspice, munților Caucaz, a Mării Negre și prin strâmtorile Bosfor și Dardanele, trecând prin Marea Marmara, se face legătura cu Marea Mediterană. Punctele extreme ale continentului, dacă ne referim la uscatul continental, excluzând insulele, în partea nordică este vorba despre Capul Nord din Norvegia, la peste 70 de grade latitudine nordică. Partea sudică, am trecut pe această fișă două denumiri. Capul Tarifa, cel care se află în sudul peninsulei iberice, și Capul Matapan din Grecia. Decizia de a le trece pe amândouă este pentru că matematic se află cam la aceeași latitudine sudică. În schimb, conform programei de clasa A 6-a, recent schimbată și a manualului apărut, este trecut Capul Matapan din Grecia. Deși în manualele de clasa A 12-a veți găsi și în alte auxiliare, veți găsi cu siguranță Capul Tarifa. În partea vestică, Capul Roca din Portugalia și în partea estică se remarcă nord-estul munților Ural, care aparțin de Federația Rusă. Este evident că pentru a cunoaște foarte bine Europa, este nevoie să utilizăm, să utilizați harta fizică. Pentru aceasta, ca o aplicație pe care o puteți face singuri și pentru a aprofunda niște cunoștințe pe care probabil le aveți obținute deja, vă recomand să încercați să căutați golfuri, peninsule, insule, strâmtori, iar în ajutor
aș putea veni cu această hartă și cu câteva detalii, spre exemplu, peninsula scandinavă, în partea nordică, peninsula iberică, peninsula italică, peninsula balcanică, în părțile sudice ale Europei. De ce nu peninsula Jutlanda, acolo unde se află Danemarca? Și altele. Câteva strâmtori foarte importante, mai ales pentru activitățile de transport, de comerț, care fac legătura între întinderi mari de apă sau despart uscaturi importante. Bosfor și Dardanele sunt arhicunoscute. Gibraltarul în partea sudică a Europei. Strâmtoarea mânecii între arhipelagul britanic și uscatul european pe teritoriul Franței, între Dover și Calais se află și Eurotunelul, de aceea strâmtoarea se poate numi și după denumirea celor două orașe de pe malurile celor două state, etc. La fel se poate sau ar fi indicat să urmăriți principalele golfuri, principalele insule, cu insula Islanda, insulă vulcanică, Irlanda, arhipelagul britanic, insulele din Marea Mediterană, arhipelagul Balearelor, insula Corsica care aparține Franței, insula Sardinia sau Sicilia care aparține Italiei, din Grecia câteva insule sau care aparțin Greciei și anume cea mai mare insulă a Greciei, Creta, sau de ce nu Rodos sau Tasos, care v-ar putea ajuta eventual să răspundeți corect la unele exerciții sau item care apar în subiectul de bacalaureat. Lăsând la o parte Europa și trecând la un spațiu mai mic, cel românesc, o țară pe care o îndrăgim cu toții și care are o suprafață de aproximativ 238.000 de kilometri pătrați, o țară care face parte din rândurile statelor membre NATO încă din 2004, este membră a Uniunii Europene încă din 2007. Ca suprafață este încadrată, să spunem, între primele state ale Uniunii Europene, pe locul 9. În ceea ce privește poziția pe glob, România este una dintre țările care beneficiază, să spunem, de niște linii importante care îi trasează niște caracteristici definitorii. Spre exemplu, România, situată în emisfera nordică, traversată de o paralelă de 45 de grade latitudine nordică, ceea ce o face, sau mă rog, o situează aproximativ la jumătatea distanței între ecuator și Polul Nord. Pe lângă această paralelă, pentru a o localiza mai bine pe continentul european, este de reținut și meridianul de 25 de grade longitudine estică. Această poziție geografică a României, la aceeași distanță, spunem, de ecuator și de Polul Nord, face ca această țară să beneficieze de un climat temperat. În Europa, România este situată la aproximativ aceleași distanțe față de punctele extreme. Puncte extreme nordice, vestice și estice, 2600-2800 de kilometri. Și mai puțin față de partea sudică a continentului. În ceea ce privește vecinii României și punctele extreme, Ucraina în partea nordică, Republica Moldova în partea estică, iarăși Ucraina în partea estică și Marea Neagră în partea de sud-est, Bulgaria, Serbia
și cu Ungaria sunt statele vecine. Punctele extreme ale țării noastre sunt în partea nordică Horodiștea, din județul Botoșani, orașul Zimnicea în partea sudică, din județul Teleorman. Punctul extrem vestic este Beba Veche, din Timiș, iar în partea estică, cel mai estic punct al țării noastre, reprezintă orașul Sulina. Așa, ca o primă concluzie, urmărind aceste puncte extreme, întinderea în latitudine și în longitudine a țării noastre face ca, spre exemplu, cele aproximativ 5 grade de latitudine între nord și sud, între nordul și sudul României, să se materializeze cu anotimpul primăvara venit mai devreme în partea sudică. Sau, în ceea ce privește răsăritul soarelui, la Sulina răsare mai devreme cu aproximativ 37-38 de minute față de Beba Veche. Ca trăsături definitorii pentru țara noastră, conform așezării în Europa, o putem încadra într-un spațiu sau un domeniu numit Carpato-Danubiano-Pontic. Ce înseamnă țară carpatică, ce înseamnă țară pontică, ce înseamnă țară danubiană? Denumirile sunt simple, de aceea cred că nu are rost să insist foarte mult, dar e indicat să le amintim pentru că este foarte posibil, și o să vedem imediat ce aplicații am ales pentru cei de acasă, să vă cadă asemenea subiecte sau asemenea afirmații la bacalaureat. Este țară carpatică. De ce este țară carpatică România? Pentru că mare parte din teritoriul Carpaților, din suprafața Carpaților, se află pe teritoriul României. Circa două treimi. Care sunt efectele sau consecințele imediate ale acestui fapt? Într-adevăr, faptul că munții Carpați se află pe teritoriul țării noastre indică faptul că elementele climatice sunt etajate. Așa cum și vegetația, fauna și solurile la fel sunt etajate. Rețeaua hidrografică bogată. Și alte elemente care țin de prezența munților în țara noastră, inclusiv resursele naturale foarte variate. Este țară danubiană pentru că Dunărea traversează țara noastră pe o lungime importantă, 1075 de kilometri de la intrare până la vărsarea în Marea Neagră. Care sunt consecințele imediate ale acestui fapt, a faptului că România este o țară dunăreană? Am putea începe cu faptul că are un potențial hidroenergetic imens. Adică producerea de energie electrică pe baza apelor. În plus, alimentarea cu apă potabilă a localităților sau apa utilizată în agricultură, la irigații. De ce nu pentru transporturi, pentru comerț, pentru turism? Acestea ar putea fi principalele consecințe ale faptului că România este o țară dunăreană. Mai departe, în ceea ce privește faptul că România este un stat pontic, pentru că are ieșire la Pontus Euxinus, denumirea veche a Mării Negre, pe o lungime de aproximativ 244 de kilometri. Principalele consecințe care
decurg în acest fapt, pe lângă transportul maritim și oceanic, sau accesul la transportul maritim și oceanic, reprezintă comerțul, turismul, turismul estival, care se poate dezvolta și care este dezvoltat pe litoralul Mării Negre. Și de ce nu, că tot se vorbește în ultima perioadă, de exploatarea unor resurse de hidrocarburi din platforma continentală a Mării Negre. Am ales trei aplicații pe care le-am găsit în model de teste pentru bacalaureat, aplicații care să susțină puțin informațiile dobândite, competențele dobândite după această lecție. Să explicați de ce România are un climat temperat. Câteva idei înainte am specificat că poziția geografică a României pe glob indică faptul că sau induce României un climat temperat. Poziționarea, cum am spus, pe acea paralelă de 45 de grade latitudine nordică, la aproximativ jumătatea distanței dintre ecuator și polul nord. Al doilea exercițiu, având afirmația România este o țară carpatică, danubiană și pontică, prezentați câte un argument pentru fiecare element în sprijinul susținerii acestei afirmații. Anterior acestui slide am discutat despre spațiul carpatul-danubiano-pontic și cred că ar fi ușor de exprimat. Iar la al treilea, două consecințe, să precizați două consecințe ale faptului că România este o țară dunăreană. Am subliniat în principal cele trei cuvinte pentru a vă explica cum trebuie să răspundeți atunci când întâlniți în itemii de la examen asemenea formulări. Problema apare atunci când aveți prezentați și precizați. Când vă cere să precizați, puteți doar să menționați răspunsul corect. Atunci când vi se cere să prezentați, ideal ar fi să răspundeți elegant, cum se zice, în câteva fraze. Să menționați răspunsul detaliindu-l. Dar în ceea ce privește răspunsul final pe care îl puteți da, cred că, indiferent de formularea care apare în item, important ar fi să formulați elegant, simpatic, cum credeți fiecare răspunsul corect. În cazul de față, două consecințe ale faptului că România este țară dunăreană, dacă e să le precizăm, le notăm pe scurt folosirea apei potabile, folosirea hidroenergiei. Dacă vrem să formulăm în așa fel încât să prezentăm subiectul, este foarte simplu și așa. Bun. Începusem să vorbim despre Europa ca o țară, ca un continent care cuprinde pe lângă România și alte state. 46 la număr. Acum, ideea este că în aceste 46 de state am cuprins și Cipru, care din punct de vedere geografic nu ar face parte din Europa, dar integrându-se economic, social, politic în structurile Uniunii Europene, o considerăm țară europeană. Și de ce nu Kosovo, care este o provincie a Serbiei, nerecunoscută încă de România ca stat independent. Am adus discuția referitoare la statele Europei,
pentru că vreau să vă propun rezolvarea unui model de subiecte. De fapt, să fiți foarte atenți la cum arată subiectele, formulate în așa fel încât să ajute și pe elevi. Și dacă elevii au înțeles ce au de învățat, treaba va fi foarte simplă. Revin puțin la indicațiile de la început, în care începeam cu cu indicarea programei pentru geografie și aș fi vrut să continui, dar am lăsat pentru finalul acestei discuții faptul că este necesar ca pe lângă programă să folosiți și manualul pe care l-aveți la dispoziție ca bibliografie obligatorie a elevului. Pe lângă manual, este foarte important să folosiți și notițele și indicațiile profesorului de la clasă. Întotdeauna, dacă aveți vreo nelămurire, profesorul de la clasă vă poate ajuta în mod cert. Foarte important este să rezolvați foarte multe exemple de teste. Tot timpul le-am zis elevilor să rezolve cât mai multe și atunci, cu siguranță, dacă ajung undeva la 50 de teste rezolvate, pot lua un examen cu nota 10 la geografie. De ce? Pentru că majoritatea subiectelor sunt concepute în așa fel încât se pot repeta. De aceea, exersând, lucrând, puteți avea rezultate foarte, foarte bune. Să nu cădeți în extrema cealaltă, să utilizați foarte des auxiliarul, fără a căuta informația mai densă. De obicei, în auxiliare se prezintă structurată materia, se prezintă ca o recapitulare finală a ceea ce elevul a trebuit să dobândească în timpul școlii și poate mai puțin pe detalii care v-ar putea fi de folos. Dar, repet, lucrând teste și lucrându-le voi înși vă, fără a vă uita la finalul, la răspunsuri, cu siguranță puteți avea reușitele pe care le urmăriți. Din acest punct de vedere, am pregătit un model de subiect de bacalaureat, așa cum a fost prezentat tuturor. Poate că unii l-ați și rezolvat, însă ce vreau să scot în evidență este faptul că la subiectul 1, că despre el discutăm în mare parte astăzi, sunt marcate state cu litere și orașe capitală cu numere. Este foarte important că atunci când aveți un subiect de rezolvat, să îl citiți cu mare, mare atenție. Și ce vreau să scot în evidență este faptul că harta politică a Europei, dacă este învățată, așa cum v-am zis mai înainte, localizarea statelor și a capitalelor, vă poate conduce către un sau către răspunsuri foarte bune în mare parte a subiectului. Haideți să citim puțin și voi încerca pe tablă să recomand, dar ca recomandare, un model de rezolvare a acestuia. Aveți de precizat la subiectul A doar numele statului marcat pe hartă cu litera B. Indicat ar fi ca în ceea ce vă privește să puneți să scrieți denumirea subiectului și să începeți rezolvarea cât mai simplu și să dați denumirea
exemplului care vi se cere în exercițiu. De aceea este foarte important să citiți cu mare atenție ceea ce vă cere acolo. Numele statului marcat pe hartă cu litera B. Evident că mă uit pe hartă, observ că B-ul este situat la sud de România, o țară vecină cu România, și scriem denumirea statului respectiv. Bulgaria. Deci la 1 este Bulgaria. La 2, numele orașului capitală marcat pe hartă cu numărul 3. Pe mine mă interesează să caut orașul capitală marcat pe hartă cu numărul respectiv. În cazul de față, foarte simplu, în partea de vest este o țară și atlantică, printre altele, numită Franța, și numele orașului capitală se numește Paris. Am citit cu atenție, am rezolvat prima parte a cerinței și au venit deja 4 puncte. La subiectul al doilea. Trebuie să fim foarte atenți, de aceea ziceam și mai înainte, să citiți cu atenție întregul subiect. Și spune cam așa. Scrieți pe foaia de examen răspunsurile corecte care completează afirmațiile de mai jos. Sarajevo este orașul capitală marcat pe hartă cu numărul. Acum, dacă învăț foarte bine capitalele, știu că Sarajevo este capitala statului numit Bosnia-Herțegovina. E, dacă învăț foarte bine harta Europei, atunci caut Bosnia-Herțegovina și strec numărul, care apare pe hartă. Și atenție, nu direct numele țării, așa cum de multe ori, din neatenție, unii elevi au tendința să scrie. Deci Sarajevo este orașul capitală marcat pe hartă cu numărul și la punctul B1 urmează ca răspuns numărul 7. La 2, statul marcat pe hartă cu litera J aici se numește, evident că dacă iau din timp măsuri și învăț foarte bine statele Europei, știu că la F este Italia, la J este o țară vecină, alpină și ea, numită, și trebuie să dau denumirea. Statul marcat pe hartă se numește Austria. La 3. Orașul marcat pe hartă cu numărul 15. Căutăm numărul 15 pe hartă. Se numește. Deci orașul capital. În partea de est a Europei, cel mai mare stat ca suprafață, Federația Rusă. Dar nouă ni se cere orașul capital. Cu numărul 15 se numește Moscova. Pe aceeași pagină trecem la subiectul C. Acolo unde avem de răspuns cu A, B, C sau D. De aceea, foarte comod ar fi pentru fiecare să-și noteze 1, 2, 3, 4, 5 și să dea răspunsul alăturat. Haideți să vedem. Orașul marcat pe hartă cu numărul 10 se numește și sunt 4 variante de răspuns. Amsterdam, Bruxelles, Luxemburg sau Vaduz. De cele mai multe ori, dacă elevii sunt atenți ceea ce li se cere, răspunsurile pot fi date și prin excludere. La numărul 10 este o țară mică din partea aceasta de nord-vest a Europei, țară mică numită Luxemburg.
Adică răspunsul final este ce mic. Am vrut să fac acest exemplu pentru că de cele mai multe ori elevii scriu denumirea răspunsului, ceea ce este corect. Dar uitați-vă ce vă cere în cerința exercițiului. Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Adică litera să o scrieți și nu neapărat răspunsul. Mă opresc puțin doar pentru a scoate ceva în evidență. Toate răspunsurile de până acum s-au referit în principal la țări și oraș. De aceea încercam să scot în evidență faptul că harta politică a Europei are un impact foarte important în obținerea punctajului la mulți itemi de pe din examenul dumneavoastră. Dacă este să continuăm, sunt întrebări care se referă și la relief, se referă și la râuri eventual în cazul unor itemi. Vreau să vă spun așa, pentru a beneficia de, pentru a avea șansa de a lua punctaje importante la această parte a examenului, subiectul întâi, puneți accent pe harta politică a Europei, localizarea statelor plus capitalele acestora. Și atunci, mare parte dintre subiecte pot fi rezolvate. În plus, ce aș mai adăuga, oricum vom mai discuta poate în perioadele următoare, să puneți accent și pe hidrografie. În principal, râurile care trec prin capitale. N-a fost cazul la acest subiect, dar în principiu unele formulări se referă și la ceva de genul acesta. Râul marcat pe hartă cu litera sau cu numărul respectiv trece prin capitala statului numit puncte puncte. Și atunci este foarte simplu pentru a da răspunsul final. Bun, haideți să continuăm, chiar dacă nu am discutat încă împreună despre relief. La 2, munții Alpii Scandinaviei. Am zis mai înainte, am localizat peninsula Scandinavă în partea nordică a continentului. Prin urmare, știm cam unde am putea încadra acești munți aici, Alpii Scandinaviei. Și ne întreabă, se află pe teritoriul statelor ale căror orașe capitală sunt marcate pe hartă cu numerele. Deci orașele capitală sunt notate pe hartă cu numerele. Și ca să dăm puțin înapoi, să se vadă, peninsula Scandinavă, nordul Europei, și Norvegia, Suedia, două state importante ale acestei peninsule, sau din această peninsulă, și sunt două capitale. Oslo cu 13 și capitala Suediei, Stockholm cu 2. Deci răspunsul final ar fi A. Mic. Mai departe, la 3, capitala statului marcat pe hartă cu litera C. Se numește. Cu litera C, dacă ne uităm pe hartă, o țară baltică, și anume Estonia, iar capitala ei se numește
Tallinn. Răspunsul final este C mic. La 4, orașul marcat pe hartă cu numărul 6 este capitala statului și cu numărul 6 pe hartă este imediat și cu numărul 6 pe hartă în partea de sud-est a Europei, undeva în coastele Turciei, se află insula Cipru. Aveți de ales între Cipru, Malta, Grecia și Turcia, evident, răspuns final amic, Cipru. Bun, 5 și 12, două orașe capitală marcate pe hartă au în comun 5 și 12. Haideți să vedem orașele 5 și 12. 12 este în Germania și cu 5 pe coastele sau pe litoral, sau spre litoral nord-vestic în țările de jos, cum îi spunem acum. Adică Olanda și Germania. Adică, să spunem, ce au în comun cele două state? Munții Carpați, în niciun caz, munții Penin, fluviul Rin sau fluviul Ron. Rinul, răspuns corect. În ceea ce privește discuțiile următoare, vom încerca să aducem în discuție fiecare detaliu referitor la relief, climă, ape, așa cum am spus încă de la începutul prezentării. Până la o nouă revedere, eu vă mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți ocazia să dați un feedback, cu mare drag îl așteptăm, fie pe pagina de Facebook al Somax TV, fie pe canalul YouTube, feedback care să însemne și idei, sfaturi sau întrebări la care aveți de așteptat răspunsuri. Vă mulțumesc pentru atenție, să aveți zile frumoase, până la următoarea revedere!